De astăzi, să știți că abia acum am ajuns acasă și este bine, am ajuns de 20 de minute, dar hai să zicem, pentru că am și mâncat puțin și este 10 și jumătate. Astăzi nu că a fost o zi grea, a fost o zi foarte grea, pentru că sunt atât de obosită și efectiv simt că nu mai pot și, mă rog, am avut eu niște planuri, adică am avut un plan și anume să merg până în, nici nu mai știu cum se cheamă, Fashion House, parcă este un outlet în București și ghiciți ce, nu am găsit nimic. Am venit doar cu un singur lucru de acolo pe care, da, îl vom pune la cadou pentru cineva, dar în rest nimic. Și pur și simplu a fost cam o dezamăgire, dar haideți să o luăm ușor, treptat. O să vă arăt și ce am cumpărat repede din Lidl și mi-au venit și două colete din Lidl, nu știu, am luat vreo 2-3 chestii, adică am dat puțin bani, vreo 60 de lei, adică n-am cumpărat multe chestii. Dar haideți să vă zic ce am făcut astăzi. De dimineață mi-am făcut prezentarea pentru, mă rog, m-am apucat să fac prezentarea pe care o voi avea marți pe 13 pentru L'Oreal Beauty Vlogging School, pentru că se apropie de final tot acest concurs, de fapt, să nu-i zic chiar competiție. Și ca ultimă temă avem de prezentat ultima temă, practic, aceea cu ONG-ul despre care v-am tot vorbit și anume aceea cu centrofilia și cu femeile agresate. Și m-am apucat să-mi fac prezentarea de dimineață, m-am trezit undeva jur de ora 9, săptămâna asta m-am trezit numai la 8, numai că astăzi m-am trezit la 9, că efectiv nu am mai putut de oboseală, după oboseala de pe întreaga săptămână. Și am făcut prezentarea, apoi am fost la job. După am terminat la 5 și am luat-o pe jos din locul în care lucrez eu până la Răzvan la muncă, ca să nu mai vină el la mine și, mă rog, m-am dus eu direct la el. Și apoi am zis că mergem până în Fashion House, Fashion Outlet, mă rog, Fashion House parcă se numește, în militari, pe lângă faptul că am făcut 40 de minute, dar nici mă mai miră chestia asta, pentru că, na, mai ales în perioada asta cu sărbătorile, clar, este totul mult mai aglomerat și oarecum este normal, nu pot să mă plâng și 40 de minute, hai să zicem că a fost decent. Se putea mai rău, sunt sigură. Și m-am plimbat pe acolo, nu am găsit absolut nimic, v-am zis că mi-am propus să-mi cumpăr eu ceva și a propus și Răzvan să-și cumpere ceva pe lângă cadourile pe care urma să le cumpărăm, ghiciți ce, nu am găsit. Nu am găsit mai nimic, așa că am luat până la urmă o chestie din Adidas, pe care o am aici, bineînțeles că nu o voi arăta. Dar doar atât am apucat să găsim. Apoi am dat comandă de o pizza și am ridicat-o noi, pentru că era
destul de târziu și noi nu am mâncat nimic pe seara asta. Și da, știu, nu-i nimic sănătos. Cred că v-am și filmat, dar ce să facem? Nu am, eu cel puțin nu am avut timp să gătesc. Astăzi absolut nimic. De obicei, vinerea la noi e zi de ciorbă sau de supă. Nu am apucat să fac asta astăzi și plus, sincer să fiu, chiar săptămâna asta nu aveam chef de ciorbă. Pentru că nu aveam, pur și simplu. Și haideți să vă arăt ce am cumpărat din Lidl întâi, pentru că sunt puține. Și în primul și în primul rând am luat ceva pentru sandwich și apoi vom intra și în coletele despre care v-am zis mai devreme. În primul rând am luat un emmental, o brânză din asta emmental. Și un salam, am luat bănățean, nu știu dacă o să-mi placă. Sunt destul de pretențioasă la salam, mănânc doar din acela de Sibiu, de la Agricola și mai am eu vreo două pe care le mănânc. În rest, nu pot să zic că îmi plac foarte multe tipuri de mezeluri din astea. Am luat din gama asta nouă de la Deluxe niște tortelloni cu ceva somon în interior. Sunt din astea cu cerneală de sepia și sunt foarte interesante, numai că ceea ce am uitat eu să fac este să iau și ceva, un sos cu care să le mâncăm. Nu știu dacă am ceva prin casă, ceva îmi zice că nu am, dar nu știu cu ce o să le fac. Poate cu niște unt. Cred că ar fi o variantă bună să le fac cu unt și să pun parmezan deasupra, dar totuși aș încerca să le fac și altfel, dar nu am nimic prin casă. Cam așa arată. Sper să fie bune. Le-am mai văzut la câteva persoane pe YouTube, parcă, și sunt curioasă cum vor fi. Tot din gama asta de lux. Am luat și acești cartofi gratinați cu emmentaler. Sunt înghețați. Cam așa arată. Au fost vreo 12 lei, iar astea, tortelloni, vreo 8, dar nu știu sigur. Nici nu știu câte bucăți sunt aici, cred că sunt două, probabil. Le-aș desface, dar nu cred că pot să le desfac. Sau ba da? Aba, nu, sunt 4. Cam așa arată. N-are nimic dacă i-am desfăcut, îi bag eu la congelator. Doar să nu-i dau pe jos. Ok, am mai luat niște clementine. În Lidl erau nașpa și nu prea îmi plăceau. Am luat câteva ca să avem totuși, decât deloc. Am mai luat o din asta, o, cum se cheamă, o salată de icre de cod premium. Nu știu cât de bună e asta, așa arată. Și parcă a fost vreo 6 lei, dacă nu mă înșel. Nu, 4,20 lei a fost. Am aici bonul și de asta v-am zis. Am mai luat o Nutella pentru că vreau să fac clătite cu Nutella. Am luat o Nutella din asta mare de 630 de grame. Așa, și pentru că mie îmi plac clătitele cu Nutella și cu banane, am luat și două banane. Le-am trimis pe iubitul meu să ia și mi-a venit cu astea două, dar decât deloc sunt bune și astea. Erau destul de urâte, cei drept. Și ultimul lucru sunt aceste bomboane de la Favorina. Niște, cum se cheamă, din astea de ciocolată. Cu ceva alune în interior. Sunt curioasă cum sunt. Sincer, le-aș cam testa, ia să vedem. Vă dau feedback. Sunt așa în două oarecum. Să știți că sunt destul de bune. Chiar sunt ok și vi le recomand. Au fost destul de puțin, adică nu vă gândiți că am dat o sumă foarte mare. Și haideți să vă arăt și ce comenzi mi-au venit. Sunt două la număr. Una este aceasta și este o pereche de pantofi pentru Revelion. Mergem undeva la un restaurant de Revelion și am o rochie roz pe care am luat-o în vară de la Zara. Este o rochie pe care după ce am cumpărat-o, am văzut-o la tot orașul București, plus Bacău. Chiar vedeam foarte multe fete din Bacău pe care le cunosc și pe care le-am pe Instagram, rochia asta. Și inițial luasem rochia pentru ca să o port la un eveniment în august. Nu am mai putut să port rochia aia pentru că am venit de la mare și aveam picioarele arse din Grecia, de la mare. Mă rog, cred că v-am mai povestit ce am pățit. Nu am mai purtat rochia, așa că am lăsat-o pentru Revelion și mi-am luat aici niște pantofi pe care i-am luat de la Depurtat. Sper să nu zic o prostie, că m-am uitat pe mai multe site-uri. Dacă zic o prostie, să știți că o să vă las pe ecran de unde i-am luat. Inițial erau reduși și au fost 90 de lei și am mai plătit, nu, 89 de lei și am plătit eu 12 lei transport. Să știți că vine așa într-o cutie din asta. Bine, au venit și ambalaj
a venit și ambalat normal. Și cam așa arată. Fix aceeași culoare este și rochia pe care o voi purta. Și stați să vă arăt. Ăștia sunt. Mie mi se pare destul de drăguți și finuți. Problema la ei este că eu port 38, adică eu la încălțămintea normală port 38. Numai că de obicei când îți cumperi sandali, tocuri, și mă refer la toc pantof, nu botine sau ceva, la genul acesta de încălțăminte trebuie să-ți iei cu jumătate de număr sau cu un număr mai mic. Eu purtând 38, de data asta mi-am luat 37, tocmai pentru ca să nu-mi joace și să nu-mi alunece. Nu știu dacă știți, dar face piciorul într-un fel atunci când porți tocuri și pentru că îți transpiră talpa, practic. Și se duce prea în față și aici rămâne așa un gol. Nu știu cum să zic, sper că înțelegeți. Dacă purtați tocuri știți despre ce vorbesc. Ei, și pentru că nu mi-am dorit chestia asta și știu că de obicei la tocuri eu port o mărime mai mică și de obicei mărimea 37 la pantofi îmi vine ok. Aici mi se par puțin cam strânși, dar dacă îmi iau 38 îmi va juca foarte tare și sunt sigură de chestia asta, pentru că am mai avut 38 la pantofi și s-a întâmplat ce v-am zis. Așa că mai bine să fie puțin mai strânși, să-mi strângă puțin piciorul, ca în momentul în care voi transpira să îmi joace, practic, piciorul, și decât să-mi fie 38 bun, să nu mă strângă, iar în momentul în care transpir o să-mi fugă piciorul în toate părțile și aici o să-mi intre așa, pur și simplu, un deget. Cam așa arată, mie mi se par foarte frumoși, foarte eleganți și până și iubitului meu îi plac și să știți că nu pot să zic că e el genul care ar purta, nu că ar purta, că logică nu ar avea cum să poarte, ci pur și simplu noi sunt pantofii ăștia, nu știu, nu i-ar plăcea lui, pentru că i-a arătat o pereche asemănătoare din Bershka și să știți că ăia nu i-a plăcut. Până la urmă mi-am dat o comandă de ăștia și a zis, da, ăștia chiar sunt frumoși. Bine, ce-i drept la ăia din Bershka, fundița asta era puțin mai mare, din ce mi-aduc eu aminte. Haideți să vi le arăt și pe al doilea, dacă toți sunt aici. Nu că n-ar fi la fel, dar mă rog, ca fapt divers. Cam așa arată. Stați să vi arăt totuși frumos. Sunt destul de drăguți și fix aceeași culoare este și rochia. Sper să nu fie puțin cam too much, dar la rochia aia nu știam efectiv ce încălțăminte se iau și să știți că toate persoanele pe care le-am mai văzut eu că poartă rochia aia, până și în poza de la Zara, de când am cumpărat eu modelul respectiv, aveau pereche de pantofi sau sandale în culoarea asta. Așa că am zis că fix așa am vorbit și eu, dacă va fi tumaci, aia e. Și să vă arăt și despre ce este vorba în al doilea colet. Iubitul meu își cumpără parfumuri, mă rog, odorizante pentru mașină de la Areon. Areon este firma aia care are și odorizante de cameră și de mașină și mai are tot felul de, nu accesorii, tot felul de spray-uri și chestii pentru mașină și pentru casă. Așa că mi-au luat și mie niște chestii. Și haideți să vă arăt ce mi-a luat mie. O să trec destul de repede peste ceea ce și-a luat el. Peste astea ale mele vă voi zice puțin ce părere am. În primul rând mi-a luat un Areon din acesta cu vanilie. Areon Vanilla Black se numește și are 150 de ml. Din ce știu eu, astea de la Areon sunt cele mai puternice, aș zice. Și vedeți, are aici unde putem testa. Ca la atunci când aveam catalogele de la Avon sau Oriflame, când eram mici, cel puțin eu. Cam așa arată. Cred că o să-l și pot scoate, dacă pot să desfac scociul ăsta de aici. Opa. Sunt sigură, da, haideți că n-a reușit. Sper doar să nu-l vărs, că în rest totul e ok. Vine cu bețe din astea. Opa, așa. Nu știu câte sunt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3... 6, 9, 10. Cu 10 bețe. Și aici avem și acest odorizant. Vedeți ce sticlă drăguță are? Putea să fie puțin mai plin pentru că a costat ceva. Adică, cred că aș putea să vă zic și cât a fost. Cam aici prețul. Adică nu vă gândiți că sunt foarte ieftine, că nu e așa. A fost 38 de lei. Adică, na, totuși, putea puțin mai plin. Sper doar să nu-l vărs, că am un talent. Trebuie să-i dau capacul ăsta jos, nu pot să-l miros acum. Dar
A fost 38 de lei, băgăm bețișoarele astea aici și cam asta e treaba cu el. Mai departe, mi-am mai luat unul cu... Asta este varianta mică de 50 de ml și mai am unul acesta despre care v-am zis că nu știu ce plantă mai e Iasmin. La fel, vine cu bețișoare. Astea sunt bețișoare mai mici și mai puține. Stați că am lăsat unul aici în urmă. Ok. Și eu cum ar trebui să scot ăsta de aici? Super. Stați că nu l-am deschis rău. Dar, super. Să-mi desfac eu ăsta. L-am rupt, n-are nimic. L-am nenorocit pe cartonul ăsta de aici. Dar, hei. Haide. Ok. Ăsta e așa mai micuț. Sper doar să miroase și ăsta bine. Ok. Ăsta l-am luat tot pentru casă. Ăsta este o, noi zicem, conservă. Nu știu exact, cu bubblegum. Iubitul meu folosește bubblegum la mașină. Și o să vedeți numai bubblegum. Bubblegum, bubblegum, bubblegum. Ăsta este antitabaco. Ăsta nu l-a cumpărat pentru el. Ăsta îl dă cuiva. La fel și ăsta este tot antitabaco, adică astea două sunt antitabaco. Vreau să văd. Au oricum, astea antitabaco au același miros, adică nu vin pe foarte multe arome. Ok, mai este aici încă o chestie care nu știu exact unde se agață, dar arată drăguț. Am luat-o eu pe asta, pentru că trebuia să mai completăm la comandă, pentru ca să avem transport gratuit. Pare așa ceva de Barbie, acolo mă duce cu gândul. Ăsta la fel este un spray antitabaco. Așa, și mai avem aici un Blue Blaster Bubblegum, care s-ar putea să fie... dai cu chestia asta pe acești văduleți când ai tu impresia că nu mai miroasă. Asta cred că sunt. Ok. Stai să le pun și la loc. Și să încheiem și noi vlogul de astăzi, pentru că trebuie să mă pun să-l editez și este foarte târziu. V-am zis că e vreo 10 și jumătate, nici nu mai știu cât e acum. Și cred că v-am arătat tot, da? Mă uit bine să nu fiu ratat ceva. Da, cam ăsta a fost și vlogul pe astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și ăsta o să intre sâmbătă și să știți că până luni inclusiv mă mai puteți vota, adică până luni pe 12 decembrie mă mai puteți vota la L'Oreal Beauty Vlogging School. Asta în cazul în care n-ați făcut-o, pentru că am văzut că sunteți multe care m-au votat și vă mulțumesc enorm, enorm pentru chestia asta, chiar înseamnă enorm pentru mine. Și nu uitați nici de giveaway-ul pe care l-am organizat în vlogmasul cu numărul 3, uitați-vă acolo și aveți toate datele ce trebuie să faceți. E destul de simplu, nu am făcut nimic complicat sau așa. Și dacă doriți, puteți să donați și către cei de la Centru Filia până duminică seară inclusiv. Dacă doriți să faceți chestia asta, puteți dona către ei. Și dacă faceți asta, bineînțeles, ajutați femeile care sunt agresate și bineînțeles că mă ajutați și pe mine, pentru că... face parte din tema despre care v-am zis la început, din cadrul școlii L'Oreal Beauty Vlogging School. Să știți că nu mai pot, sunt obosită, mă apuc să strâng pe aici, mă duc să fac un duș, mă demachez și apoi mă pun să editez, pentru că sigur se face 12 noaptea până termin eu tot ce am de făcut. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și ne revedem mâine. V-am pupat!